născut și crescut în spiritul lui din nou. Le-a transmis suporterilor că este pregătit să mai câștige cel puțin un trofeu în Ștefan cel Mare. A câștigat 5 trofee cu Dinamo, un campionat, 3 cupe ale României și o supercupă. A marcat 105 goluri în tricoul al roșu în toate competițiile. Dincolo de cifre, de un palmares impresionant, primul transfer al anului și noul capitan al dinamoviștilor, cu voia antrenorului principal Mihai Teja, Marius Nicolae. Vă zic și eu bună ziua și la mulți ani. Mă bucur că am avut posibilitatea să îmbrac din nou tricoul la Brășu. Le mulțumesc tuturor celor care s-au trage la masă când m-au acordat această posibilitate să mă întorc acasă. Știu că ne așteaptă multă, multă muncă. Numai prin muncă, disciplină și seriozitate putem aduce din nou acolo unde este lucrul. Probabil ușor, dar nici imposibil. Cum am zis, te mulțumesc încă o dată că sunt aici, iar răspunsul va fi pe teren și nu în fața voastră, acolo e și mai important. Nu mi-e frică de campionatul meu, știu că trecem într-o perioadă foarte, foarte grea și mai ales și echipa mea de suflet din Dinamo. Și vreau să dau și o mână de ajutor pe teren, să redevină din Dinamo ceea ce știm cu toții că este din Dinamo.